De cine sau de ce vă este dor? Acum? Păi eu ieri abia am venit acasă, din afara țării și mi-a fost dor de Chișinău. Acum mi-e dor de prietenii mei de acolo, de dumneavoastră. Mi-e dor de bine, că la noi nu știu de ce, dar nu este chiar bine în țară. Mi-e dor de părinții mei dacă nu sunt acasă. În general de țară, dacă sunt departe, de oamenii dragi. De munte, de odihnă, de vacanță. De fratele meu mi-e dor, dacă sincer, nu l-am văzut foarte mult timp. Mi-e dor de părinți, de casă, de mamă, de bunici. Mi-e dor de copii, mi-e dor de în Franța. De care mi-e dor să alătrea de mine până când. De școală, de copiii mei și de nepotul meu. Ca și toată lumea, există un dor în viața noastră. De părinți, de familie. Sunt anumite locuri, orașe pe care le-am vizitat și aș dori să le mai vizitez. Mi-e dor că am o fiică care învață la Universitatea Sorbona și e dependent de scaunul cu rotile, azi are examină. Mi-ar fi drag din locurile din Suceava, din Românești. Am fost cândva și sunt locuri foarte frumoase care sunt incomparabile. Avem dor de rude, avem dor de apropiați, de prieteni.